accident de muncă astăzi la mina Paroșeni. Un electrician de la sectorul 2 producție în vârstă de 35 de ani a fost transportat de urgență la spitalul din Petroșani cu mai multe degete fracturate la mâna dreaptă. Bărbatul transporta un ventilator în subteran când s-a produs accidentul. A avut loc un accident de muncă în electricianul Ioana Corneliu de la sectorul 2 producție, în timp ce transportau un ventilator electropneumatic în subteran. S-a accidentat la mâna dreaptă și mai precis la două degete de la mâna dreaptă are o contuzie. Este internat momentan la spitalul de urgență Petroșani. A și fost consultat de domnul doctor Ciugulea. Situația este stabilă, am zis că este sub control, nu este problema. Nu este fractură și nu este caz de amputație din primele investigații. Medicii care l-au consultat au decis ca minerul să rămână internat pe secția de chirurgie. Starea pacientului e o stare influențată secundară de traumatismului falangian deschis, cu sângerare minimă. La prima vedere este vorba de un traumatism deschis cu fractură falange distale, index medius stâng. Pacientul a fost evaluat clinic și paraclinic și o să fie internat la secția de chirurgie plastică. Accidentul s-a produs astăzi în jurul orei 11:30 la schimbul 1. Președintele clubului Jiul Petroșani, George Boboc, este în stare gravă. Potrivit medicilor de la spitalul de urgență din localitate, prognosticul în acest caz este rezervat. George Boboc are 53 de ani și, potrivit apropiaților, ar fi făcut comoție cerebrală. Acum este internat la secția ATI a spitalului de urgență din Petroșani și medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. El a fost timp de 20 de ani la Jiul și acum a preluat funcția de președinte al clubului. Boboc a fost internat duminică la spital și starea sa de sănătate este vizibilă agravată. Acesta avea probleme cu tensiunea, iar unii dintre apropiați spun că organismul i-a cedat din cauza problemelor cu care clubul Jiul din Petroșani s-a confruntat în ultimul timp, mai ales după arestarea patronului Alin Simota. Comedia le-a dat mari bătăi de cap absolvenților de liceu care au susținut astăzi prima probă scrisă din cadrul bacalaureatului de toamnă. Candidații au avut de rezolvat varianta de subiecte cu numărul 8 la proba scrisă la limba și literatura română. La primul subiect, pe un fragment din novela Budulea Taichi a lui Ioan Slavici, au avut de rezolvat mai multe cerințe vizând cunoștințe de vocabular și gramatică. La al doilea cerință a fost scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte, respectiv 15-30 de rânduri despre importanța comunicării pentru succesul muncii în echipă, iar subiectul al treilea a vizat redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte, respectiv 2-3 pagini în care trebuia prezentată relația dintre două personaje dintr-o comedie studiată. Mulți dintre elevi spun că nu se așteptau ca la ultimul subiect să aibă de analizat comedia, însă speră să obțină note de trecere. A fost, zic eu, oricum grea și simplă pentru cine învăța sau nu. Ce subiect ați avut? Subiectul 3, pentru că știm că ăla interesează cel mai mult. O comedie studiată, facem un eseu. Și ai reușit? Ai făcut eseul? Da, a fost bine, cred eu. Sincer, chiar nu mă așteptam să pice așa ceva. Mi-a părut destul dificil subiectul 3. Cum a? Nu știu, pentru fiecare cum a fost. Față de data trecută, a fost mai bine. Așa zic eu acum. Crezi că vei reuși să obții o notă de trecere? Păi eu sper să reușesc acum. A fost ușor, dar pentru cine nu știut. Și tu ai știut? Am știut ceva. Crezi că vei reuși să obții o notă de trecere? Încerc. Cum a fost comedia? Pentru că mulți colegi de-ai tăi spun că a fost foarte grea comedia. A fost grea, dar ne-am descurcat. În județul Hunedoara, 3 elevi au fost eliminați din examen pentru că au încercat să copieze, 2 dintre aceștia fiind de la centrul de examinare Colegiul Național Carmen Silva din Petroșani. Comisia Județeană a organizat cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie în 5 centre de examen și 2 centre de evaluare la nivel de județ. Au fost înscriși un număr de 1295 pentru proba de azi la limba și literatura română. Au fost prezenți 1047 și 3 elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Potrivit calendarului, miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, iar pe 30 august cea la alegere. Pe 2 septembrie se vor afișa rezultatele finale.
Dosarul accidentului din zona Voievodu, unde un tânăr de 33 de ani a murit strivit de un buștean, a fost finalizat astăzi. Inspectorii de muncă așteaptă avizul și apoi vor da sancțiunile ce se impună. Ceea ce s-a constatat este că utilajul nu a fost defect atunci când lemnul gros l-a izbit pe muncitorul, care a decedat pe loc. Am finalizat cercetarea evenimentului, având în vedere că dosarul va fi înaintat Inspecției Muncii în vederea avizării. O să prezentăm concluziile în momentul în care se întoarce avizat de la Inspecția Muncii. Ce pot să vă spun? Că întunește condițiile pentru a fi încadrat ca și accident de muncă. Angajatorul a recunoscut că a prestat o activitate în folosul angajatorului. În cadrul cercetării evenimentului am efectuat și o expertiză a echipamentului, a mașinii de încărcat buștan. Echipamentul n-a prezentat deficiențe. Și ca atare, în momentul în care va fi avizat de către Inspecția Muncii, o să prezentăm și celelalte concluzii. Utilajul cu pricina nu a funcționat până la finalizarea expertizării, dar acum poate funcționa. Acesta prezintă siguranță în exploatare și nici nu s-a impus istarea activității echipamentului. Sancțiuni contravenționale nu au fost aplicate de inspectorii de muncă din acest motiv, dar au fost constatate alte abateri pentru care se vor da amenzi după avizarea dosarului. Lucrările de reabilitare și modernizare a drumului către stațiunea turistică Pasul Vulcan bat pasul pe loc. La începutul lunii iulie a fost organizat în sala Consiliului Local de la Vulcan seminarul de începere a proiectului de infrastructură rutieră pe tronsonul Vulcan Pasul Vulcan și tot atunci s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. De atunci însă și până astăzi, starea drumurilor este neschimbată, iar constructorul nu dă niciun semn că ar vrea să înceapă lucrările. Am înțeles de pe surse, cum spune și dumneavoastră ziariștii, pe surse informația este că firma care a câștigat licitația pentru Pasul Vulcan mai are o lucrare de finalizat și numai după ce o termină atunci va veni în Pasul Vulcan. Primarul de la Vulcan susține că încearcă de 2 luni să ia legătura cu reprezentanții Consiliului Județean, beneficiarii proiectului, însă pare să că toată lumea este în concediu. Să românile! Sunt inginerurile primarul municipiului Vulcan. Da. Cu domnul Dan, dacă se poate să vorbesc. Să știți că nu este în birou. Aoleu. Vă rog frumos când vine să mă suneți. Întrebarea puteți să o spuneți dinainte. Nu au venit încă să organizeze șantierul la Pasul Vulcan. Pentru drumul de Pasul Vulcan. Șantierul pentru drum, da? Da. Vă rog frumos, și dânsul răspund și știe să-mi comunice și mie ce se întâmplă. Mulțumesc frumos, să rămână. Mai știu toată numele de avasă, domnul Ile. Ile, da? Da, Ile Gheorghe. Sunt primarul actual. De la Vulcan. Și viitor, da, să rămână. Am înțeles, bine, mulțumesc. Mai bine. Am încercat de mai multe ori să luăm legătura cu el, nu mi-au răspuns la telefon. Astăzi voi fi prezent la DEVA și o să am o discuție directă cu dânsii. Contactați telefonic de Mondo TV, reprezentanții Consiliului Județean susțin că vor lua legătura urgent cu constructorul pentru a lămuri situația. Acum 2 luni a fost dat ordinul de începere a lucrărilor și urma ca constructorul să-și facă procedurile tehnice de organizare de șantier. Astea sunt lucrurile foarte clar precizate. Obligatoriu, în următoarele zile vom face o corespondență cu el pe clauze contractuale și să vedem stadiul, ce a făcut, aprovizionare de materiale, utilajele, ce a făcut concret pentru derularea acestei proceduri de organizare de șantier. Modernizarea drumului județean 664, Pasul Vulcan-Vulcan, se va face cu bani europeni nerambursabili, valoarea totală a proiectului depășind 12 milioane de lei. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni de la data semnării contractului de finanțare. Delegația China Coal a plecat din județul nostru, dar chinezii vor reveni cel mai probabil în toamnă. În luna octombrie, ei ar putea semna contractul cu Mintia. Timp de 5 zile, aceștia au stat în Deva și au studiat caietul de sarcini. Iar potrivit directorului general al Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache, luna octombrie este luna în care aceștia vor putea demara investițiile aici cu banii lor. Cel puțin 2 investiții cu ajutorul părții chineze urmează să fie implementate aici, iar valoarea totală este estimată
estimată la 220 de milioane de euro. Cu acești bani se va face instalația de desulfurare de la Mintia, dar și retehnologizarea grupului 4 de la această termocentrală. Până în 26 octombrie rămâne publicată pe serviciul electronic de achiziții publice oferta CEH, iar toți cei interesați pot cere lămuriri. Dacă nu vor mai fi ofertanți, atunci contractul ar putea fi semnat în octombrie cu chinezii. Cardul profesional pentru șomeri a ajuns deja la aproximativ 100 de persoane de la Petroșani, dar sunt și oameni care nu cred că o bucată de plastic îi poate ajuta, așa că l-au refuzat. În această lună se face distribuirea acestor carduri profesionale, iar despre avantajele acestuia ne vorbesc cei de la agenția locală de la Petroșani. Aceste carduri sunt niște instrumente de relaționare între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și o rețea de acceptanți. Această rețea de acceptanți este formată din Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă prin structurile sale, de instituții publice și de anumite societăți comerciale. Acestea vor putea fi utilizate în viitorul apropiat și prin aceste carduri persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea acces la locuri de muncă vacante, la informații legate de cursuri de calificare, au un CV-ul pe aceste carduri. Deci sunt carduri cu care se încearcă o legătură directă între persoane și instituții și angajatori. Practic, cu un astfel de card, șomerii vor veni la sediul agențiilor locale, unde vor găsi un cititor de card și vor afla în timp util ce joburi își pot găsi cu calificarea pe care o au. În plus, șomerii pot să relaționeze direct cu angajatorul, care la rândul său își poate selecta personalul pe care și-l dorește după CV-urile șomerilor și opțiunile înscrise în cardul profesional. Cu toate că li s-au explicat ce avantaje au, există șomeri care deja l-au refuzat pe motiv că îl cred inutil. Deși o hotărâre a Consiliului Local Petroșani interzice expunerea pe domeniul public a mașinilor cu anunțuri de vânzare, totuși proprietarii acestora nu vor să înțeleagă și încalcă cu bună știință hotărârea adoptată de aleșii locali. Multe dintre autoturismele care se vor vândute sunt parcate la doar câțiva zeci de metri distanță de primăria municipiului Petroșani. Au fost sancționați dintre ei, însă este destul de greu apoi să stea în picioare această amendă, pentru că omul spune, eu am staționat, eu nu am oprit sau n-am oprit de pe o zi pe alta, deci trebuie aici urmărit pe o perioadă un pic mai lungă de timp ca să pot să demonstrez că acea persoană, de fapt, să zic, blochează o parte din domeniul public cu mașina în scopul vânzării. După cum, într-adevăr, ați constatat, acest lucru nici nu se oprește. Da, el continuă în aceeași formă, chiar dacă uneori mai găsesc forme mai inventive prin care reușesc să fenteze, să zic așa, hotărârea noastră de Consiliu prin care li se interzice staționarea pe domeniul public în scopul vânzării, dacă aceasta nu se realizează într-un spațiu, să spunem așa, amenajat. Încă din 2010 a fost adoptată de asemenea și hotărârea 125 privind organizarea unui târg auto. Însă, deși au posibilitatea de a expune mașinile în zona stadionului Jiul, petroșenenii preferă drumul public, autoturismele fiind astfel vizibile, iar clienții mai ușor de găsit. Încă de la nivelul anului 2010 a fost adoptată o hotărâre de Consiliul Local, este vorba de HCL 125, care prevede ca săptămânal să se organizeze un târg auto în pereaza municipiului Petroșani, în parcarea de la complexul clubului sportiv Jiu Petroșani, urmând ca de organizarea acestuia să se ocupe serviciul administrarea piețelor. Deci ei au ocazia de a-și expune mașinile spre vânzare în fiecare sâmbătă, în parcarea mai sus amintită. Însă nu au fost interesați, ori poate nu am reușit noi să le aducem la cunoștință foarte bine acest lucru, însă din păcate acest lucru nu se întâmplă.
Potrivit hotărârii Consiliului Local 93/2010, amenda pentru cei care expun mașinile de vânzare pe domeniul public pornește de la 500 de lei și ajunge la 1000 de lei. Polițiștii locali fotografiază mașinile pe parcursul mai multor zile, iar apoi fac solicitare către poliție pentru identificarea proprietarilor. Odată identificați, aceștia sunt somați să își ridice autoturismele de pe domeniul public sau anunțul de pe ele, iar dacă nici așa nu înțeleg, până la urmă sunt sancționați. A fost un weekend plin la Costești. Festivalul Duckfest a adus aici mii de oameni din tot județul, care au petrecut pe cinste, îmbinând buna dispoziție cu tradiția. Organizatorii acestui eveniment au încercat să creeze o atmosferă de sărbătoare pe placul tuturor celor prezenți, indiferent de vârstă. Este practic o sărbătoare îmbinată, Duckfest, cu întâlnirea tineretului cu istoria, un dublu festival care este la prima ediție sub această formă. Asta e singurul scop al nostru declarat, ca această săptămână de evenimente culturale, științifice, până la urmă, n-a fost altceva decât să ne promovăm județul și să arătăm că noi românii aici ne-am născut. Și cred că merită spus și a tras mereu atenția cetățeanului român că noi suntem români. Iar românismul a plecat din munții Orăștiei și trebuie marcat acest lucru. Și noi încercăm să facem această treabă. Este o datorie a fiecăruia să-și ducă tradiția mai departe, tradiția pe care am moștenit-o. Sigur, Duckfest-ul ne aduce în actualitate istoria, în primul rând. Duckfest-ul ne aduce în actualitate o perioadă pe cât de zbuciumată, pe cât de controversată, pe atât de fascinantă a războaielor dacilor cu romani. De altfel, la Duckfest 2013 au venit și parlamentarii din județ, precum și alte figuri importante din peisajul politic. Cu toții au căzut de acord că păstrarea tradițiilor înseamnă și păstrarea identității ca neam. Vă mărturisesc că pentru mine este prima participare la acest eveniment și sunt profund impresionată de tot ce înseamnă Costești, tot ce înseamnă această minunată comună orăștioară de sus. Și unii dintre politicieni au venit la Duckfest pentru a se simți bine alături de prieteni într-o atmosferă relaxantă. La mici plec de aici, direct la mici merg. Ne-am strâns aici un grup de prieteni și mergem, am și o chită aici, o terasă care pare că ar avea exact ce căutăm. Și anume niște mirci și două halbe de bere, este exact ce-mi doresc pentru seara aceasta. Nu conduceți, nu? Nu eu. Nu. Am păcălit un prieten să fie de serviciu în seara aceasta. Spectacolul în aer liber de sâmbătă seara a fost unul de-a dreptul exploziv, pentru că artiștii și trupele care au urcat pe scenă au creat o atmosferă de zile mari. Primii în ordinea evoluției au fost DJ Rino și Silvia, care alături de dansatoarele lor au încins atmosfera. Sper să facem un spectacol foarte frumos astăzi. Am văzut că este un loc superb aici la Costești. Ne aflăm în mijlocul laturii, chiar eu nu prea am semnal la telefon, am intrat un pic în panică, dar ne bucurăm de aerul curat și de tot verdele ăsta care ne înconjoară, pentru că în București nu prea vedem așa ceva. Și sper ca lumea se distreze foarte bine împreună cu noi. Să îmbinăm și utilul și plăcutul, ca să spun așa. Apoi, băieții de la Bere Gratis au făcut un show de excepție 100% live. Trebuie să fie o energie foarte interesantă și sunt convins că oamenii în seara asta vor reacționa, pentru că noi vom da tot ce e mai bun, cum zic fotbaliștii. 7 zile din 7, 7. Seara a fost încheiată de Puia, care a fost mai ales pe placul tinerilor. Faci milioane, ce mai tare, trebuie să și trăiesc. Păi, decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiesc. Și bani, 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 bagă bani, 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 bani.
bine! Băi! Zi! Foarte bine! Ce artist a plăcut până acum? Ha, Puia! Pe el am așteptat să-l văd! Am așteptat un sfârșit de săptămână, un weekend, așa cum petrecem în fiecare an la Costești, la sărbătorile cetăților dacice. Ce artist a plăcut până acum? Tot programul a fost excepțional. Mulțumim celor care au organizat acest program și mulțumim lui Puia pentru prezența magnifică. Îl așteptăm în fiecare an să vină la cetățile dacice la Costești. Cum se vede? Nu mă simt bine. Ce altceva? Ce artist a plăcut până acum? Puia, clar. Așa, atât, dar Puia, atât. De unde ești? Orăștie. Puia! Cel mai mult! De unde ești? Căstău! E minunat, e o seară minunată. Și ar trebui ca toată lumea să se simte bine. De unde ești tu? Din Orăștie. Din țara dacilor. Sunt dac de aici, de la Costești. Ești dac? Îți dac, 100%. Ce artist ți-a plăcut până acum? Poftim? Ce artist ți-a plăcut până acum? Aproximativ toți, dar muzica hip-hop un pic trezește ceva. Și îmi place foarte mult folclorul. Foarte bine, exagerat de bine. Un eveniment reușit, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, cu Direcția pentru Tineret și Sport și cu Primăria de aici, din Orăștioara de Sus. Este practic o întoarcere la rădăcini, o întoarcere la obârșie, o întoarcere până la urmă la originea poporului român. Sunt peste 10.000 de oameni în seara asta la Costești și mă bucur că sunt părtaș la producția unui astfel de eveniment. Seara de sâmbătă s-a încheiat la Costești cu un foc de artificii. Au adus tot ce-i mai bun la vânzare, produse realizate sau preparate de ei, iar clienți au avut destui. Negustori din tot județul au venit la Costești în weekendul trecut pentru a-și vinde produsele tradiționale. Începând de la preparate din carne făcute după rețetă proprie și păstrată de-a lungul anilor, până la brânzeturi de tot felul, dulcețuri care mai de care sau produse de artizanat confecționate cu mare pricepere, toate s-au găsit pe tarabele micilor producători de la Costești, sâmbătă la târg de produse tradiționale produse în Hunedoara din cadrul festivalului DACFest 2013. Produse tradiționale fără conservanți, 100% naturale. Pentru producerea acestor produse, acestor preparate, folosim doar condimente naturale, produse de origine animală, membrane naturale. Le afumăm în afumători clasice cu fum de rumeguș. E brânză de oaie, telemea de oaie. Făcută acasă, nu e băgat nimic, e totul ecologic. Eu vând oale de astea pentru sarmale, pentru lapte, ușoare pentru boțapă, câini pentru pus laptele în ele, orice obiect de astea de ceramică. Și cumpără lumea? Păi mai cumpăr, dar aici mai scrabă aici, nu prea merge. De unde sunteți dumneavoastră? De la Obârșa, de județul Hunedoara, trebuie să județ. Sunt icoane, sunt cărți de rugăciune, cărți ale Sfinților Părinți, niște imagini ale mănăstirii de la Valea Rea, schitul tuturor sfinților români, dar probabil că lumea trece, vede și se mai întoarce să cumpere. Tot felul de bunătăți la borcan. Așa îmi place mie să le intitulez. În speță dulceață, mai multe tipuri de dulcețuri, siropuri și cam atâta, pentru că pentru partea de zacuscă, sosuri, deja e puțin cam prea devreme. Încercăm să facem produse de artizanat cu tot ce înseamnă material rustic. Da, din semințe, din flori de câmp, din mușchi, din lemne, din tot ce putem lua din natură, de pe câmp, din pădure. Și fiecare produs este unicat, mă gândesc. Aproximativ. Nu prea reușim să facem două la fel. Fiind a doua ediție, noi ne-am gândit cumva să creștem și să promovăm producătorii de produse tradiționale și exact acest lucru îl facem prin acest târg. Le oferim noi, Consiliul Județean, spațiul necesar pentru a-și vinde produsele, produse care sunt 100% hunedorene, făcute în județul Hunedoara și produse pe care ei
cred eu și sper din suflet, cu sprijinul Consiliului Județean la acest eveniment, reușesc să le vândă, să le pună la dispoziție publicului larg și implicit și noi, prin ceea ce fac ei, să ne promovăm județul. Pentru că e și o acțiune de promovare, nu doar un târg de produse tradiționale. De altfel, acest târg se află la cea de-a doua ediție, dar organizatorii spun că va deveni o tradiție. Eu sunt 100% convins că ar trebui să aibă loc oarecum mai des. Spuneam că e a doua ediție. Personal, noi ca și agenție de dezvoltare și ca și organizatori am învățat mult de la prima ediție, de la ediția de anul trecut. Nu a fost ușor, dar au fost de apreciat copiii care au ajuns să fie legitimați la diferite cluburi. Unii cu o experiență de mai puțin de un an, iar alții care nu sunt la primul trofeu, au dat mat la Petroșan la sfârșitul săptămânii trecute. De 4 ani încoace, noi organizăm circuitul național de șah pentru copii și juniori, dar și pentru cei mari seniori. Anul acesta a fost o ediție deosebită printr-o organizare mai mare de copii. Avem premii foarte frumoase anul acesta. În total sunt peste 50 de jucători străini. Și restul sunt din Vulcan, din Petroșani, din Deva. Toți copiii s-au arătat încântați și au plecat acasă cu premii, diplome și cupe. Iar asta i-a încurajat și mai mult pentru competițiile viitoare. Organizatorii au fost mulțumiți de nivelul întrecerii, chiar dacă au fost în concurs și copii foarte mici care mai au de muncit. Competiția vedetă anul acesta a fost turneul de preșcolari. Pentru prima dată organizat în România și... Normal că primii jucători clasați vor primi titlurile de campioni național. Arbitrii au apreciat inteligența celor mici, iar în fața tablei de șah s-au așezat copii din Deva, Mediaș, Craiova, București, Râmnicu-Vâlcea, Alexandria, Brăila, Arad, Vulcan și Petroșani. Turneul de șah Open Șah Petroșani este omologat de Federația Română de Șah, iar emoțiile s-au văzut la cei mai mici. Premiul 2. Și cât de bine știi tu să joci șah? Destul de bine. A fost greu un concurs? Un pic. Câte meciuri ai jucat? 9. Și am câștigat doar 3. De când joci tu șah? De mult. Și ce premiu ai luat astăzi? 1. A fost greu? Nu. Ce premiu ai luat azi? Am luat locul 2. Și a fost greu la concurs? Puțin. Ce a fost așa greu? Când am jucat. De când joci tu șah? De azi. Anul acesta e a patra ediție la care particip și numărul copiilor a crescut de la an la an și calitatea jocului a progresat. Sunt copii tot mai bine pregătiți și mai disciplinați ca în anii trecuți. Eu am arbitrat grupa de preșcolari și de debutanți, unde, bineînțeles, au fost emoțiile inerente ale copiilor celor mici, cei de 5-6 anișori, dar au trecut cu succes peste cele 9 runde și sper în continuare că majoritatea să și continue acest sport minunat care este șahul și invit pe toți părinții să participe la asemenea turnee. Unul dintre cei care promovează șahul în Valea Jiului, Dorel Șchiopu, un împătimit al sportului minții, a venit și el cu echipa sa de junior la întrecere și a plecat cu premii la Vulcan. E o reușită, iată dovada, atâția copii, zeci de copii, care ne-au bucurat atunci când i-am văzut cum se concentrează pe tabla de șah și care s-au bucurat pentru că iată câte premii sunt puse în joc. Este un eveniment, din toate punctele de vedere. Fac încă o dată invitația, trimiteți copiii la șah. Niciodată nu o să găsiți un cadou mai potrivit pentru un copil decât un joc de șah. Dacă vreți și ca și preț și ca valoare. Și vă dau un argument inatacabil pentru a practica șahul. Tabla de șah e singurul loc din lume unde niciodată un nebun nu va ajunge rege.
Concursul s-a desfășurat în sistem elvețian cu 7 runde la secțiunea de seniori, cu 90 de minute timp de gândire pentru fiecare jucător, respectiv 9 runde la secțiunile pentru copii și juniori și 90 de minute timp de gândire.